Hello, ce faceți? Mai țineți minte când ne dădea învățătoarea cu indicatorul palmă? Pac, pac, pac! Ia uitați ce minunăție am găsit eu pe bursă săptămâna trecută. Niște bețe. Nici nu știu să fiu sincer de ce sunt. Le zic ce iute stick. Așa, ceva foarte ușor. Pac, pac! Bine, eu nu o să vă dau în palmă, dar uite, m-am gândit și am creat o construcție minunată. Am făcut un aranjament suspendat săptămâna aceasta, sper să vă placă și sper să vă iasă, că e un pic de muncă la el. Dar dacă aveți un pic de răbdare, cu siguranță o să faceți un aranjament super. Da? N-am făcut nimic altceva decât să iau bețele astea, să le tai în bucăți, bucățele, nimic complicat. Și acum o să facem o ghirlandă minunată din aceste bețe. Ceva super, super, super simplu. Nimic complicat, știți că mie nu-mi plac lucrurile complicate. Asta doar pare complicat, dar nu e. Și după ce am prins bețele astea, după ce facem o ghirlandă, una mai mică, alta mai mare, acum mi-e foarte ușor că s-au prins între ele și nu trebuie să facem mare lucru decât să continuăm să prindem bețigașele astea între ele. Da? Să punem cât mai multe. Practic n-am făcut nimic decât să le ghirlandă peste ghirlandă peste ghirlandă. Uite, asta s-a și îngurcat. Numai bine că punem. Gata, am desfăcut-o. O punem, uite, așa. O adunăm aici. Încurcăm bețigașele astea între ele. Mai punem una. Uite, aici în partea asta avem parcă un gol. Ușor, ușor, le prindem pe toate astfel încât să ne iasă un aranjament la înălțime, frumos. Așa. Și ultima ghirlandă o să prindem aici. La acest aranjament n-am mai folosit brubete mici, am folosit brubete din astea groase. Am pus 4 aici și o să ne facem aranjamentul în aceste brubete groase pe care le-am fixat deja înăuntru între bețe. Flori minunate, superbe! Mulțumesc, Radu, de la Grădina Urbană pentru aceste flori absolut superbisime. O să începem cu două hortensii mari și frumoase pe care le punem ca și bază. Așa. Niște alium superbisim. Lily Grass, am înnebunit cu Lily Grass, îmi place iarba asta de nu mai pot. Dar trebuie să recunoașteți că e foarte, foarte frumoasă și de efect. Mai avem câteva fire de pus în această structură superbă, făcută din bețe, din nimicuri. Multă lume are impresia că noi câteodată facem așa o magie. Iată că de data asta aproape că am făcut și am scos un aranjament superbisim. Marele avantaj ale brubetelor groase este că poți să pui o cantitate mult mai mare de flori. Atunci când pot să lucrez cu o brubetă groasă, prefer să lucrez cu o brubetă groasă pentru că e mult mai simplu. Încă câteva fire de Lily Grass, ador iarba aceasta, o ador efectiv. Și iată că aranjamentul nostru este gata. Superb! Un aranjament făcut din niște bețe. Să nu uitați, după ce terminați fiecare aranjament, să-l dați cu finish. Mulțumesc, floro.ro. Așa. Și cu siguranță aranjamentul vostru va ține mult, mult, mult mai mult și florile vor ține mult mai bine. Cam ăsta e aranjamentul nostru de la înălțime. Glumesc, un aranjament suspendat. Acestea fiind spuse, vă doresc spor la treabă. Cred că aveți un pic de bricolat aici la aranjamentul ăsta, dar abia aștept să văd și o poze, să-mi dați și mie poze cu ceea ce ați făcut. Până atunci să-mi dați neapărat like și share și subscribe la canalul meu de YouTube și oriunde vedeți Daniel Nora Influencer să ziceți, eu îl știu pe ăsta. Îl știu de pe internet. Haide, spor la treabă, vă pup, pa! Motor, acțiune! Vorbim, haide, liniște în platou. Talent avem, creativitate avem. No. Opa, opa. Love, potolește-te, fetiță. Mă, păi spun, nu spun eu. Ce vrei să spun?
Da, nu-i problemă, că uite, prindem un fir și o agățăm de ăla și gata, uite, stă așa. Păi de bălângănit, oricum se bălângănește cât o lucrezi.